Ăla de joacă Fortnite. Mamă! Mamă! Tu ai văzut asta? N-ai văzut-o? Ce-ai făcut? Nu, dar gen... Nu ai emo, nu a fost emo, că eu am legit butul acum, n-am rage-ul. Salutare toată lumea, bine v-am fraților, la un nou episod de Legit de King, bă, băieți, aici alături de băieții grei. Ia zice și voi ceva, bă, băieții grei. Hai că au zis și ceva, alături de Notedvar22, aveți canalul lui în descriere. Și alături de JJ Denis. Mamă, bă. Deci jucăm aici cu un cheat nou, imediat o să vi-l prezint, că... Mă, ești nebun? Bă, ce-o dă cheat-ul ăsta, frate? Bine, am și setările un pic am ridicate, să zic așa, dar jucăm cu un nou cheat. Este ceva mai diferit față de ce am testat până acum, adică l-am văzut pe la ultimul city. Edi, lasă-mă pe mine, te rog, sau cine e aici? Eu plantez. Hâți, Johnule. Deci jucăm cu un cheat ceva mai nou, să zic așa. N-a apărut de mult timp, adică îl știu pe fondatorul cheat-ului. N-a apărut, cred că 2 luni are maxim, mă rog. Deci, e ceva mai diferit, când mă refer la ceva mai diferit, probabil că ați observat și cum arată all hack-ul. Bine, puteți să-l modificați, puteți să-l faceți și la un cala un cheat normal, dar mie îmi place cel mai mult chestia asta. Să las așa, ținta asta pe cap. În al doilea rând, îți modifică și ținta, bine, poți să o dezactivezi dacă vrei, dar mie îmi place să joc cu ținta asta. Și meniul nu se activează de pe insert sau ceva sau de pe home, cum vedeți voi la cheat-urile obișnuite. Ia zi tu, Edite, pe ce se activează? Direct, dai S și pe duit și acolo la de prieteni. Adevărat, deci nu mai vă vedeți prietenii, gata, nu mai aveți prieteni. Dacă aveți cheat-ul ăsta, vă dați pe ESC și vă duceți aici în dreapta, frate. Și aveți aici toate setările, frate. Nu mai aveți, nu mai aveți prieteni, bă, băieți. Și aici aveți setările, da? Și practic, ia să vedem, deci la Oleg, deci mi se pare cea mai genială idee. Am și zis la fondator, deci multe cheat-uri mi-au trimis de asta, propunere de sponsorizare. Gen, bă, frate, filmează și tu cu cheat-ul nostru și, na, pui mei, îți dăm cheat-ul gratis de alea. Bă, și cheat-ul ăsta, cred că e singurul la care nu am cerut eu. Gen, nu m-am dus ca la băieții de la Unity să le zic să mă sponsorizeze. Nu, frate, mi-a venit și chiar vreau să continui parteneriatul, frate. Deci mi se pare foarte șmecheră toată ideea asta cu... Bine, am dat headshot că am setările de rage. Mă rog, nu chiar de rage, gen... Ăsta nu e un cheat de rage, deci nu vi-l luați pe ăsta pentru HVH și de astea. Pentru că n-are spin-ul, n-are nimic, are doar aici rage, adică... Îți bagă cum ar veni FOV-ul în blană și ai silent time-ul activat, îl activați aici. Dar dacă vreți să jucați de cheat... Dacă nu vreți să trageți cap Cosminel manual. Problema este următoare, fiindcă suntem români, trebuie să știm acest răspuns. Putem plăti cu Paysafe? Aha, gata, gata. N-am verificat metodele de plată, frate. Nu știu dacă se poate plăti cu Paysafe, presupun că nu, având în vedere că sunt din altă țară. Cred că doar cu PayPal și cu cardul și cu astea, pentru că... Vă dați seama, majoritatea cheat-urilor sunt din altă țară, frate. Și n-are cum, omul n-are cum să-și activeze codul de Paysafe pe care tu-l bagi din România să-și-l activeze în altă țară. Deci de aia probabil că nu are. Și by the way, are și skin changer. Știu că o să mă... Am uitat să bag skin changer-ul, mă scuzați. Știi că tot timpul când prezint un cheat și n-am skin changer-ul activat, oamenii mă întreabă dacă cheat-ul are skin changer? Deci prima întrebare, nu mă întreabă cât costă jalea. Nu, frate, prima întrebare, bă, are skin changer? Da, are skin changer. Hai să băgăm un skin și pe AK. Deci da, țesc, vă duceți aici în stânga, în dreapta, doamne, ce prost sunt, în dreapta. Și aveți aici. Deci băgăm aici la weapon. Căutăm arma, adică AK-47. Uite, l-am văzut acolo, băi, men, unde ești? Uite, AK-47, da? Paint, foil injector. Ne-am băgat și dăm, stai, trebuie să-l arunc pe jos sau ceva, nu mai știu exact, sau mi se pare că trebuie să... Stai, am selectat foil injector, hai să mai selectez o dată, front side misty. Ba da, uite, trebuie să schimbi asta, nu trebuie să lași pe aia stock. Și dai înapoi foil injector, mă rog, e o chestie de înapoi mei. Sau? Bă, nu merge foil injector, ești nebun? Bă, tu vezi? Ba da, merge, mă, stiu prost. Deci, foil injector, acabă, băieți. Acolo un colț nu va apare pentru că de când e chestia asta cu panorama, trebuie să mori odată cum ar veni, să se dea refresh la HD. Ia să vedem, dă-mi un tablou ăsta pe canal. Îmi iau skit-ul, frate. Când face Eddie Rose de invitații în câteva luni, mi-l iau. Adică dacă voi vreți și nu v-ați plictisit, pentru că nu știu, mie nu mi se pare, nu știu ce, bă, ai capul lui de acolo unde trag eu? Yeah. Bă, eu am murit, mă. Da, băi, capul lui ești prost. Bă, da, adevărat, îmi zicea unii abonați că OnePlus ar trebui să mulțumească că eu joc cu ei, care are video să-și facă, că el face, știi, de Overwatch, are serie de Overwatch, vreo 200 de episoade. Îi fac content la OnePlus, frate. Deci ar trebui să mulțumească OnePlus. Bă, deci OnePlus, dacă nu vă comentariu cum mă mulțumesc, mă super, frate, pe ce asta, o să fac aici, au fost online odată și 800.000. Dar nu sunt online, nu e online toată lumea deodată. Dar acolo scrie, bine, mă refer la conturi, nu la persoane neapărat, astea, că... Pe lună scrie că acolo că 11 milioane de conturi făcute noi în fiecare lună. Dați seama, codații își fac... Mă, ce? Dați seama, codații își fac 3 conturi pe zi unii. Mă, ce?
Asta zic. Are multe alte chestii, o să vi le arăt imediat, dar văd că nu prea le am cu ăsta, cu trasul, bă, băieți. Are și de asta traiectoria de grenadă. Uite, și bullet trace, deci practic când trageți cu glonțul vă rămâne așa un pic. Știți, glonțul. Asta e faină la... la nimic, că pe mine mă curcă mai mult. Am vrut să-i dau cuții, dar... Așa, deci are și bullet trace, care vedem acolo urma de glonț în capul lui Eddie. Asta e un pic. Asta nu e Eddie cu aia, Eddie a murit în pui mei. Sau ce-a făcut. Mai are și de-asta traiectoria grenadei. Asta chiar vă ajută foarte mult pentru că știți unde dați grenada. Dar eu nu văd că nu mai găsesc traiectoria grenadei. Aba nu, uite. Rank reveal, ia să vedem. Rank reveal, le vedem și rankurile la băieți. Ia uitați rank, mamă, cu aia. Silver, mă, ce? Silver elite, silver. Aici traiectoria grenadei. Practic vă arată unde se duce grenada când... după ce ați dat-o. Deci practic ai zis, mă, ce? Stai că vine asta, băieți. Dați-mă cu mine, încă n-am terminat, bă, Nori. Zi salut la YouTube. Salutarei, bă, băieții, eu sunt Dan Kidder. E nebun, omul. Are și traiectorie de-asta de grenadă. Deci vedeți unde se duce grenada. Hai să testăm dacă merge. Chiar dacă asta e chestie. Bă, dar arată ca la un paste, mă, chestia asta. Nu știu de ce. Omul s-a chinuit să facă atâta designul la meniu și astea și o linie de-asta. Mai ca lumea nu putea să tragă, frate. Deci e desenat în paint. Lasă-mi mie, albastru. Wait, don't kill him. Deci, no. Jur. Ia să vedem. Hăț. Și fix acolo o să meargă grenada, vedeți? A bubuit fix aici. Mamă, cine mă blochează? Bă, Eddie. Doamne, mamă. Mă, ce vrei? Mă, ce? Stai că e unul în city, frate. Mamă. Bă, dacă activez ăsta backtrack cu ăsta ia, bă, lasă-mă, Eddie. Du-te. Nu. Așa mă sunt, frate. Mă sunt de help. Mamă, la mă, ce? Dați ubi, bă, băieți, că avem mici probleme de... Nice. Am vrut să văd dacă merge backtrack-ul. Mamă, ce a zis-o lui Denis aici? Exact. Uite, vezi, bă, dar mie chiar îmi place omul, că... Omul ține cu noi sau cu aia? Că a zis că... Nu, frate, dar... Eu de obicei mă pun seara în pat, așa, pe la 9 în timpul școlii și știu acolo bag un film, un serial, ceva, dar așa, cu calculatorul ceva, mi se termină episodul, mă ridic din pat. Mă, ce? Nice, bă, ce one-tap-uri de citul ăsta, să-mi bat piciorul de nu. Îmi place, place ce văd. Zilele astea de la GameSense, să-ți dea ăsta sponsorizare, frate. Chiar o să vorbesc. Să trebuie acum abonații, bă, dar ăștia de la GameSense n-au versiune gratisă a cheat-ului. Să testez și eu înainte să-l cumpăr. Doamne, mă dare cap. Știi că majoritatea mă întreabă chestia asta, mă întrebau, bă, dar Unity n-au versiune gratis, să testez. Bă, dar care era faza cu Aimware Free, bă? Mă, ce? Dar știți că faza asta cu mă, cei de la tine? Păi nu, unu. Faza asta cu mă, cei de la tine, băi, deci nu mi-ai băgat-o în cap, tu ești de vină. Pentru voi? Bă, eu le-am... Pentru voi? Nu, frate, pentru voi alalți. Eu le-am zis lui ăștia, guys, come A for clear fight, le-am dat 3 one diguri. Nu are capul. E nebun, omul. Bă, ce chef am de un Fortnite. E clar. Dar mi-a trecut cheful, mă, nu mai am chef. Postează... Eu nu știu ce jocul să mă mai joc, frate, adevărat. Nu mai știu, adevărat, frate, de n-aș face. Dar trebuie să-mi iau cu hack, să vezi cum fac 30.000 de vizuri în 5 ore. Nu mai așa fac. Stai. Ar fi ceva. Nu ar fi ceva, că aș avea 10.000 de dislike-uri, ar veni iar... Mamă, fii aici. Ma. Ai dragi? Am dragi, frate. Ma. M-a luat pe la spate cu aia. M-a luat pe la... Ia uite-l pe petardă, gaming man, ce face. CIA 1. CIA mi-a dat omul acolo, ești nebun. Bă, dar te dracu, mă, ia gata. Bă, cred, mamă, uite-l pe om, frate. Nice. Ea le-a dat foc la amândoi, frate, le-a dat rușine. Bă, vrei să auzi o chestie? No. Adică tot același om a făcut cheat-ul, dacă știți ce zic, și... Mamă, frate, nu, Eddie, nu-l luam tu pe ultimul, lasă-mi mie. Uite, mă, ce proști, eu le zic cam... Mă, uite ce fire l-a dat, frate, doamne. Doamne. Grădinița, hello. Nice. Grădinița HVH. Omul face de-astea, grădinița, mamă. Bă, adevărat, să mă bat la HVH cu aici și eu. Și data trecută le-a zis că am made for clear fight și le-am dat. Tu ți-ai făcut echipă de HVH acolo, bă, Eddie. Eu sunt caster, man, sunt caster. Adevărat? Da, eu mâine fac live și sunt comentator, gen. Frate, să mă bag și eu la HVH? Sau să fiu comentator ajutor? Știi cum se ia când sunt doi comentatori? Am mâine. La unul facem live-ul ăla, faci cu ții stream-le și faci pe ambele canale și stăm amândoi gen în convo pe Discord, doi comentatori. Și nice, mă. Și episodul ăsta îl pun pui mine, că mâine practic e chestia aia, nu? Da. E că vă, frate. Că e fain așa, mă, nu să fac și bă, eu. Bă, am dat disconnect din lobby-ul ăsta. Comandăm doi, ăsta comentăm doi. Lasă și voi timeout.
Da, mă dispune că nu terminăm meciul. Nu terminăm meciul. Căca, dar vreau să joc. Hai, mă. Ne dispunești direct. Don't ask. You go. Hai, mă. Deschiu aici mâine la... Bă, dar hai să începem ce live-ul da, de la... Da, sunt bap. Hai să începem live-ul de la... 12.50, încă 10 minute înainte. Da, oricum mai trebuie să vorbesc cu Platypus. Păi? A stat disconnect să nu-mi scadă rank-urile și rank-ul și de ce mai trebuie? Zi, mă! Trebuie ce să mai vorbesc trebuie? Cu Platypus, că s-ar putea să se mute ora, gen, nu știu, vreo jumătate de oră. Ca să nu-mi scadă compul. A, jumătate de oră nu-i problemă de război, dar să nu se mute cu mai mult de o zi. Da, nu, nu, niciun caz. Mamă, ce oameni, bă, băiatule, să mai ziceți că-s praf chiar dacă... Bă, uite că nu poți chiar aim. Doamne, mă. Și tobați. Mamă, uite, frate, cum mă duc pe ei. Hai, mă, frate, hai, mă, frate. Hai, mă, dă-o cu Raul. Nice, mă, Gigi, mă, Gigi. Hâț, hâț, mă, nu pun... Hai să luăm ora, așa. Mă, ce? Mă rog. Fraților, sper că v-a plăcut acest episod de mama, oi, și toți tu vezi că nu mai... Mama, mă, nu mai e niciunul de la ei. Fraților, oricum, sper că v-a plăcut acest episod de Legit Taking, mă rog, nu a fost chiar legit, că a fost mai mult obvious taking. Dacă vreți să folosiți cheat-ul pe care l-am folosit în acest episod, adică Precision Cheats, îl aveți în descriere alături de coupon-ul meu de reducere, vă face reducere 1 euro, așa că s-o luați la 5,99 euro în loc de 6,99 euro. Sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare. Salut! Băi,